Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Am avut destul de multe mesaje de la voi, prin care voi îmi cereați să vă arăt returnela de la melodia O zi stata câmp de oi, sau cum mai este numită ea, Vin de tată oile. Și în episodul de astăzi vreau să vă arăt câteva returnele de la această melodie. Haideți să începem! Prima returnelă pe care o să vă arăt este în gama re major și sună cam așa. Returnela pornește de pe nota re, dar ca să sune mai frumos îi dăm un trill cu do diez. Încă o dată această parte. Și apoi continuarea. Și acum de la început până la sfârșit. Încă o dată acest final. O altă variantă a acestei returnele care sună cam așa. Acum o să vă cânt rar această variantă. Încă o dată această parte. Și apoi continuarea. Și acum finalul ca și la prima returnelă. Acum o să vă cânt toată returnela de la început până la sfârșit, mai rar, ca să o înțelegeți. Altă returnelă de la această melodie, care o să vă cânt în gama do major.
Această returnelă pornește de pe nota Mi și dați un tril La Sol și cu Fa diezul împreună, adică de la început. Încă o dată această parte mai rar. Intrarea în partea a doua a returnelei o dă o intervenție care pornește de pe si bemol. Încă o dată mai rar. Aici faceți două triluri. Încă o dată de la început. Și la final faceți un tril pe do diez. O să vă cânt returnela de la început până la sfârșit, mai rar, ca să o înțelegeți. Și acum ultima returnelă, care o voi cânta tot din gama do major. Returnela pornește de pe nota Si. Încă o dată această parte. Și se repetă. Apoi continuarea returnelei pornește de pe sol și dăm un tril ca să ajungem pe la. Încă o dată această parte. Și acum toată returnela de la început până la sfârșit, mai rar ca să o înțelegeți. Uite că am încheiat și episodul de azi, prieteni. Eu sper că v-au plăcut și o să vă fie de folos aceste returnele pe mai departe. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să distribuiți să vadă și prietenii voștri. Vă salut cu drag!